Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 82 de deputați. Dați-mi voie să salutăm prezența în sală a conducerii universitare, cadrelor didactice și absolvenților de la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălț, Universitatea de Stat Bogdan Petruceicu Hașdeu din Cahul, Universitatea de Stat Grigore Țamblac din Taraclia și, desigur, Universitatea de Stat din Comrat. Astăzi este 1 octombrie. Eu m-am grăbit un pic, da. 1 octombrie, o zi foarte importantă, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Și permiteți-mi de data aceasta să-i ofer cuvântul doamnei Pancu. Până astăzi am adoptat o serie de legi precum majorarea pensiei minime până la 2000 de lei, majorarea pensiilor cu 14%, iar facturile la gaz au fost compensate. De la 1 octombrie, pensionarii care au o pensie mai mică de 5.000 de lei vor primi o alocație unică de 1.500 de lei. În urma cererilor nenumărate cu care au venit pensionarii, vreau să vociferez insistența acestora ca în Parlamentul Republicii Moldova să se vorbească doar limba de stat. Domnul Dăstalcu. У нас в зале находятся представители Тараклии, Гагаузии. На чем ты говоришь, на каком языке? Мне кажется, это самая маленькая проблема сегодня в Республике Молдова. Надо думать о том, как не потерять их зимой от холода и голода. În continuare, doamna Караман. Господин председатель, наконец-то граждане пошли вам навстречу, даже скинулись. И передают вам через меня 200 лей для того, чтобы вы преодолели свой страх и вышли на митинг к тем людям, которые 13 дней находятся перед зданием парламента. Колледж, вы рог калм. La Universitate din Bălți am avut o temă foarte interesantă legată de inteligența emoțională. Și o colegă de-a mea a spus că această inteligență emoțională lipsește cronic la unii deputați. Stimați colegi de la Bălți, aveți aici o mostră, un obiect de studiu cu lipsă totală de inteligență emoțională. Un proiect de lege pentru modificarea legii 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar. Lectura a doua, raportul comisiei, prezintă domnul Perciun. Dintre amendamentele înaintate au fost respinse amendamentele doamnei Караман și amendamentul domnului Маркоч. Мы предложили amendament, согласно которому некоторым категориям руководителей кружков, психологов и так далее сменить код антиреференции, потому что, к большому сожалению, с учетом того, что они проводят столько же часов, как и многие учителя с детьми, и плюс имеют соответствующее образование, но зарплата им не позволяет существовать достойно. Deci, la această etapă în proiect noi rezolvăm o parte din problema evocată de către doamna Караман, deci cadrele didactice de sprijin sunt ridicate la clasa de salarizare ale cadrelor didactice, 56, iar categoriile pe care le-a menționat doamna Караман se vor regăsi în aceste clase începând cu data din 1 ianuarie. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut în a doua lectură de 52 de deputați. Următorul proiect de lege pentru ratificarea acordului întocmit prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea programului de consolidare a sistemului medical. Prezintă domnul Ion Prisăcaru, secretar de stat, Ministerul Sănătății. Fortificarea capacităților sectorului spitalicesc prin achiziția de dispozitive medicale în beneficiul a 5 instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova. Este vorba de Institutul Medicină Urgență, Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, Institutul Mamei și Copilului, Institutul Oncologic și Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, care de fapt acordă asistență medicală un număr mare de persoane, inclusiv refugiaților din Ucraina. Valoarea mijloacelor financiare acordate către Guvernul Japoniei cu titlul de grant este de 1 miliard de ieni japoneze, echivalentul aproximativ 7,2 milioane de euro. Doamna Oglindă. Practic, majoritatea echipamentelor au avut o destinație către secții de terapie intensivă. Dacă de data asta s-a ținut cont și de celelalte secții, și care ar fi ele? Diagnostic radiologic, ultrasonografic, electrocardiografic, pentru secțiile de imagistică și secțiile de unități primiri urgente, atât și pentru secțiile de pediatrice din Institutul Mamei și Copilului, care vor fi dotate cu
inclusiv cu monitoare pentru pacienți, incubatoare pentru, pentru copii prematuri născuți și la termen născuți. Domnul Carp? Cum au fost selectate aceste instituții medicale și nu văd niciun spital regional, cum ar fi cel de la Bălți, de exemplu, da, care are tot nevoie de dotare, pentru noi cumva trebuie să regionalizăm, să ajungem să regionalizăm serviciile. Toate aceste instituții au fost alese de către, identificate de către experții japonezi. Rog, inițiem procedura de vot. Lectura a doua, susținut de 73 de deputați. Următorul, proiectul de lege privind zona antreprenoriatului liber, parcul de producție Valcaneș. Autor, domn Perciun. Când a fost aprobat inițial zona Valcaneș, a fost din start generată o problemă tehnică, pentru că, pe de o parte, conform legii în vigoare la moment, aceasta cuprinde 50,3 hectare. În același timp, în lege figurează un cod cadastral care, conform datelor de cadastru, corespunde unui teren de doar 2 hectare. Aceste 2 hectare astăzi sunt deja proprietate privată și pe ele se află uzina Sumitomo. Deci asta facem, scriem clar în lege care terenuri intră în această zonă, ca să nu existe neclarități și ambiguități și să poată veni investitorii și activa. Domn Găgăuz, vă rog. Prinete законопроекта разделяет компетенцию между свободной экономической зоной и индустриальным парком, создает полную ясность для деятельности в этих земельных участках. Поэтому призываю коллеги поддержать, а может быть даже и в первом, и втором чтении. Eu doar o recomandare către domnul Găgăuz și domnul Perciun, data viitoare să semneze ambii astfel de inițiative. De acord. Văd că argumentarea e solidă din ambele părți. Для ясности, готовность была подписать, только господин Перчун зарегистрировал раньше, чем я смог дойти до документа. Молодость, они ропятся всегда. Pentru că noi am vrut, noi am vrut să reușim încă în sesiunea precedentă. De asta am încercat mai repede, dar într-adevăr o să semnăm. Am discutat cu domnul Găgăuz, m-am asigurat că e de acord și mergem înainte și o să semnăm pe viitor împreună. Ех, молодежь, молодежь. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut în prima lectură de 74 de deputați. Următorul proiect, legea salarizării, legea privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Prezintă domnul deputat Alaiba. Plățile în Republica Moldova sunt procesate prin intermediul sistemului de plăți guvernamentale MPAY. Se propune extinderea acestei practici pe salariile funcționarilor. Asta pentru că împreună cu Agenția de Guvernare Electronică considerăm că această soluție este una mai ieftină, care economisește resurse financiare din buget, ori pentru fiecare plată procesată se impune și un comision de către bănci. În același timp, un beneficiu pe care noi îl vedem este că asta efectiv înseamnă sfârșitul acestei, sau cel puțin asta este așteptarea noastră, sfârșitul acestei practici în care o bancă, un director de bancă vine la șeful unei instituții sau la un ministru și se înțelege și toți angajații din minister sau din agenție cu hurta sunt mutați de la o bancă la altă bancă. Prima întrebare, domnul Ridman. Но в проекте закона, по-моему, указаны не только государственные служащие, там указаны и хозрасчетные предприятия. Întreprinderi de stat, aveți... Nu. Там написано... Asta e spate greșeala de traducere, dar acolo este scris хозрасчетные предприятия. Я не к тому, чтобы их исключить оттуда, я к тому, что хозрасчетные предприятия должны иметь возможность выбирать платно. Агенция сервичей публичи, шашамайдпарти... Это организация, а там речь идет о хозрасчетных предприятиях. Da, care lucrează la samofinanțare. La autogestiune. Cred că discutăm în comisie și vedem. Aflăm ce înseamnă хозрасчетное предприятие. Primul rând, aflăm și... Da, începem cu asta. Și după asta... Mă iertați, la mine rusa e
parcă bună, dar uneori mă lovesc de iată și buxul în așa situație. Rog, inițiem procedura de vot. În lectura întâi, susținut de 62 de deputați. Următorul proiect. Propunerea de astăzi, din această inițiativă, este să anulăm regimul duty free în Republica Moldova, astfel încât să identificăm și o sursă de venit la buget și să prevenim unele riscuri de contrabandă care sunt recunoscute nu doar de noi, dar și de vecinii noștri care sunt un punct de destinație de aceste produse de contrabandă și, cum am spus, asigurăm o echitate, cel puțin un pas înainte în această direcție, ca toți să-și plătească taxele și toți să-și achite impozitele la stat în mod egal, să-și achite partea corectă a impozitelor. Doamna Manic. Am făcut o mică analiză și am comparat aleatoriu prețurile la unul și același produs din magazinele duty free și cu cele din magazinele obișnuite din țară. Și avem următoarea concluzie. Am selectat 4 produse. O sticlă de șampanie este în duty free mai scumpă cu 84%. O sticlă de vin de calitate este în duty free mai scumpă cu 22%. O sticlă de coniac cu 10% mai scumpă. O cutie de ciocolate moldovenești cu 40% mai scumpă. Avem toate aceste diferențe mari de preț în contextul în care produsele comercializate în duty free sunt scutite de plata taxelor și a impozitelor, spre deosebire de cele vândute în restul țării. Domnul Ridman? Что есть такое магазин duty free? Это вид услуги. Кто предоставляет эту услугу? Предоставляет резидент Республики Молдова или иностранный инвестор, но все равно резидент, который облагается налогом на прибыль, на доход и так далее. Поэтому вот эти вот вещи, связанные с разницей в ценах на полке duty free и на внутреннем рынке, они с точки зрения налогообложения не очень состоятельны. Что касается контрабанды, ну вы знаете, здесь дело такое, контрабанда не имеет, будем так говорить, ничего общего с видом деятельности. Контрабанда – это нарушение. Есть таможня – есть контрабанда, нет таможни – нет контрабанды. Домну Кептонар. De fiecare dată când dumneavoastră veniți cu o inițiativă să scoateți vreo schemă din domeniul bancar, financiar, OCN-uri, acum, de fiecare dată antevorbitorul din coaliția Șor Comunist are întrebări și apără schemele. Domnul Druță. Fiecare călător care zboară, decolează din aeroportul internațional Chișinău, achită supracostului biletului încă 9 euro. Ce sume încasează stăpânul aeroportului Chișinău, care se află de parte de cotarele noastre și care e stăpân și pe magazinele duty free. Și pentru a înțelege cât este de mare furtul, dar și cât de mare este bătaie de joc față de poporul nostru, inclusiv față de stimații colegi din acest parlament, aș vrea să vă îndreptați privirile spre acea căldărușă rușinoasă cu câteva sute de lei nenorociți pe care hoțul de la Cezarea le-a trimis aici cu multă ipocrizie și cu multă bătaie de joc față de poporul nostru. Domnul Grădinaru. Fiind partea Comisiei Juridice, am avut posibilitatea să examinăm solicitarea Procurorului General de ridicare a imunității unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova, unde era o informație că o companie duty free finanțează ilegal un partid politic. Rog, inițiem procedura de vot. În lectura întâi, susținut de 54 de deputați. Vă mulțumesc frumos. Următoarea ședință pe data de 6 octombrie. Doamna deputat încearcă să împarte cu solda care o primește de la bandit. Eu de la bandit bani nu primesc. Hoții la pușcării, stimată doamnă. Stimați colegi, lăsați angajata banditului în pace. Angajata banditului nu merită atenția noastră.